I would like to present you the research which was founded on dynamic of white wine oxidability on different technological study with sulfur dioxide, iron and copper ions. It is considered that there are two possibility of metal in wine. From the first is from the natural environment source, and the second, the contamination due to the technical and procedure applied during the process. Firstly, they are naturally accumulated by the plant from the oil through the roots. The environment condition, as the grape variety, the maturity of the grape and their current processing of these elements in the grape. Some metal, including heavy metals such as copper, magnesium, zinc and other, are indispensable for the healthy growth and development of both plant and animal in small quantity. They are most often referred to as trace elements. It found in high doses. However, they became toxic and can cause several healthy problems. The aim of our project is to carry out a detailed study on the group of compounds found in wine metal. We focus on copper and iron species from white wine, and they are usually found in the significant concentration in both grape juice and wine concentrations. These two elements have been reported on various accounts to affect the wine's quality and characteristic of different stage of the winemaking process. The iron and the copper contents in the grape juice is in a close relative to the specific pedoclimatic condition and the area of origin of grapes. It could be accumulated by the plant via its roots and can enter the berry if they are covered by iron dust. The iron also is contents in wine originated from either from the grape or through a contamination during the producing process. Iron can accelerate the oxidation of wine and juice, grape juice, at low concentration, and this can be a technological problem. In our study, we produced the Muscat and the Traminer variety at the Technical University Center of Wine Processing System. Grape juice was separated in 10 liter demi hour and was treated at different sample. The first was with the probe. The first sample was considered as control and was no addition. And all the results was appreciated with three replication. The second sample was added a low concentration of copper, 3 milligram by liter. The third sample was with high concentration on copper during the juice preparation with 6 milligram by liter.
The four sample include iron, low concentration of iron, and the six sample with high concentration of copper and iron. It consists of 6 milligram by liter copper and 40 milligram by liter iron ions. The results in our study confirm that additional of the metal ions of the juice provide total juice concentration as expected and no precipitation of metal occur in the juice before measuring of the total concentration. In terms of copper, the concentration had vastly decreased after fermentation, particularly for the third and the sixth sample. It has been found in past research that the copper contained in wine is significantly lower than the concentration in grape juice. The reason given for this disgrace is most often the yeast activity during the alcoholic fermentation of grape juice, and also by the formation of insoluble sulfite, which was removed through sedimentation with the yeast and the lees. A part of the fourth treatment in this for sample, none of the sample had a cumulative total uncapped species with hydrophobic residual and cationic concentration. The low concentration of copper and iron have contributed to its having a lower accumulation of copper in a special of hydrophobic form. This agreement in total copper concentration with the cumulative total copper specifies that the validity of the species approach was taken. The most significant species of iron, which was in the first sample, was only residual in proportion of 66%, followed by hydrophobic form in 23%, and the cationic is the rest. The remaining treatment, the second till sixth have different species profile comparing with the control sample. In the sample two and the third, there was iron concentration was very low. The most dominated fraction was in cationic was a residual concentration between 50% and 55% respectively. The residual iron was slightly lower in concentration of 47% and 48% in the sample 3. This was mean to the hydrophobic form of the iron and copper, which is less than 5% in the both sample. This suggests that the copper addition in the juice tended to decrease the amount of iron found in the hydrophobic form in the wine.
Analyzing the results for the iron and copper obtained in the case of our study, it became clear that the cationic species of iron are the most predominating for iron in the all sample of wine. The proportion of cationic iron compared to the total concentration varies from 51% to 87%, which the exception for the control sample, which was only 20%. It would appear that the copper addition of the juice and iron addition of the juice favorites a decrease in the proportional of iron in the hydrophobic form and increase the proportional of iron cationic form. As conclusion, first of all, it was observed that regardless of the quantity of copper and added in the grape juice, after the alcoholic fermentation, its concentration had significantly decreased due to the yeast activity. The positive tendency was found for iron, as almost all the iron which was detected in the juice reached the finished wine. Furthermore, the methodology applied for the special of both copper and iron was significantly optimized in comparative with the source of literature research. This led to a precision fractions that this measure of hydrophobic, residual and cationic special of the metal in grape juice and wine. In summary, it can be highlighted that the results gates from this research are the first to show the copper and iron species in the wine as a function of juice metal concentration. In addition, it is also the first time that the impact of bentonite and on the copper and iron species was studied, has been studied. But never before had the link between the species of copper and iron in the wine, white wine, and the rate of oxidation study of the three metal special. The data from this study can be used as a good base for future research in the fields. One suggestion for study could focus on the link between metal specials and their complexation with macromolecules, including protein, polysaccharide, phenolic compounds, and etc. Another interesting aspect of such a research can be the relationship of the different metal species on metal sulfide, including copper sulfide, in wine of red and white type. Thank you. Tema lucrării este proprietățile fizico-chimice ale uleiurilor vegetale de producție locală și ne-am propus ca scop să cercetăm o serie de uleiuri care se vând pe piața țării noastre în ceea ce privește indicii de calitate. Pentru că proprietățile fizico-chimice ale lipidelor, care au importanță deosebită, mai ales în tehnologia alimentară, sunt determinate în primul rând de compoziția chimică și de structura acestor uleiuri și lucrul ăsta poate fi determinat prin stabilirea unor indice ai compoziției chimice normale, cum ar fi indicele de iod, indicele de saponificare, și așa indicatorii a prospețimii uleiurilor, cum este indicele de aciditate, indicele de peroxid și indicele de paranizidină. Am aplicat în lucrare un șir de metode
chimice, metode fizico-chimice, am aplicat o serie de metode clasice de analiză a uleiurilor care le-am procurat din comerț și am testat diferite uleiuri de proveniență și de fabricație diferită. Am determinat prin analize aciditatea în procente de acid oleic, am determinat indicele de saponificare în miligrame uleat de sodiu pe kilogram, indicele de iod și mai mult ne-am axat la determinarea produselor oxidate în uleiurile comercializate, care le-am determinat prin valoarea indicului de peroxid în mile echivalent de oxigen pe kilogram de masă uleioasă, indicele de paranizidină, și am testat paralel și conținutul de diene și triene conjugate, care la fel sunt niște indicatori ai gradului de oxidabilitate a uleiului. În cadrul studiului experimental am urmărit degradarea oxidativă în timp a uleiului, determinând prin metoda spectrofotometrică conținutul produselor de oxidare primare și secundare. Indicele de peroxid determină conținutul produselor de oxidare primară, iar cel de paranizidină a fost utilizat pentru determinarea produselor de oxidare secundară și s-a folosit metoda spectrofotometrică cu utilizarea tioceanatului de fer 3 a acestor uleiuri. Am determinat în cazul analizelor că o parte din uleiuri care se comercializează pe piață corespund standardelor și nu se detestă conținut de produse de oxidare, mai ales de cele secundare, iar cele de oxidare primară sunt în conținut foarte mic, însă pentru un șir de uleiuri, cum ar fi uleiul de măsline, care este de nu este produs la noi în Moldova, cum ar fi uleiul din germeni de porumb și cel din semințe de struguri, avea un conținut de produse oxidate primare care depășea cu mult valoarea celor standarde. Pentru uleiul de măsline, indicele de peroxid depășește valoarea de 16.000 echivalent pe kilogram. Pentru cel de porumb și cel de semințe de struguri, depășește valoarea de 12.000 echivalent pe kilogram, norma fiind de 10.000 echivalent pe kilogram. Prin urmare, putem să spunem că aceste uleiuri comercializate deja conțin produse de oxidare primară și secundară, adică manifestă o alterare oxidativă ușoară. Lucrul ăsta nu este unul foarte bun pentru că persoanele când procură aceste uleiuri, pe parcursul stocării, de câte ori se utilizează aceste uleiuri, procesele de oxidare continuă și deci la aceste uleiuri se observă o degradare slabă oxidativă. Vă mulțumesc pentru atenție! My name is Mirela Diana Carmen. I'm a PhD student at the Vasile Alexandrie University in Bacău, Romania. Today I'm here with a paper entitled Synthesis and Application of a New Catalyst Based on Silver Nanoparticles Incorporated on Cation Clay. Environmental organic micropollutants cause a major problem worldwide because of their acute and chronic toxicity. The presence of such compounds in waters arises mainly from their uses in many industrial activities, ranging from textile to food technologies. Although toxic liquid effluents affect the environment and cause injuries to human health, advanced oxidation processes are used to destroy or at least to transform organic compounds into degradable species. Variety of clays and clay minerals play an important role in the environment and they are used as an effective adsorbent material for the removal of toxic micropollutants, including dyes, from water solution. The use of clays as catalyst has many other commercially available advantages upon catalyst in terms of low cost, an abundant availability, high specific surface area, excellent adsorption properties, non-toxic nature,
and a very large potential for ion exchange. Processes involving the formation of hydroxyl in a sufficient amount to affect water purification are known as advanced oxidation processes. The catalytic ozonation is a process involving ozone and a homogeneous or heterogeneous catalyst. The modified clays in this part of the research was obtained by intercalating bentonite with silver in order to obtain a total mineralization of tartrazine and malachite green. Also was evaluated in this study the antibacterial activity of this new synthesized catalyst. The tested bacterium was the ESO-SS stain isolated from Bacow purification plant. On the stains isolated from the anaerobic stabilized sludge, a mandatory characterization has been carried out in this species identification process. Cultural aspects of colonies, gram staining, oxidized taste, microscopic observation of cell form in native preparation are some of the assessments made on isolated isolates ESO-SS in anaerobic stabilized sludge, to which have been added a spectral analysis of ESO-SS culture presented. The structural and compositional characteristic of isolated pure bacterial stains derived from the anaerobic stabilized sludge and were identified using the Fourier transform infrared spectroscopy technique. It is known that the cell membrane spectra contain the main modes of vibration of lipopolysaccharides and proteins. In order to explain the damage of the bacteria cell wall upon contact with the catalyst silver bentonite nanoparticles, a possible mechanism has been proposed to describe this antibacterial behavior. A possibility explanation for this antibacterial activity was a partial dissolution of silver nitrate and the release of cation silver of the silver cation. Another reason is that silver ions interact with thiol groups present in the cytoplasm protein, causing the denaturation of proteins that affect its ability to replicate. Bacterial activity was evaluated using different amounts from 10 to 30 milligrams of clay material, and the effects were represented in table 3. The results obtained showed a response for all tested samples, and an inhibition zone was observed, and bacteria don't remain on the entire surface, showing the presence of an inhibition zone with a diffusion process around the sample. In the case of the absorption as well as non-catalytic or catalytic ozonation of the azodite tartrazine, the mineralization did not take place due to the appearance of the hyperchromic effect, providing clear confirmation of non-occurrence of diabsorption mineralization. While on the malachite green, the best yield in the degradation was over 87%, when using only 2.5 milligrams per 20 milliliter of dye solution, using only 0.5 gram per hour of ozone. Compared with the simple ozonation and catalytic ozonation with bentonite, the introduction of the new catalyst greatly reduced the duration of the process from almost 2 hours to just 5 minutes. Thank you. That was my my presentation. This poster is very easy, but it's very interesting for this reason. Formaldehyde is considered the new target in different fields: food science, environmental fields, occupational health. This compound was targeted as a carcinogenic compound in 2018, so very recently. And the traditional determination of this compound was the collecting samples and after analyzing by HPLC or GC
chromatography and detection by regularly detectors, UV detection, mass spectrometry, and so on. Instead, we would like to investigate the possibility to miniaturize this equipment and use some different electrochemical detection for determining such compounds. Of course, before starting this procedure, the most important thing was to analyze the literature, what we can find on the market, on patents and so on, for understanding the state of art of this determination. And this poster would like to briefly resume this state of art. Formaldehyde, of course, we know very well what is. The important thing that there is toxicology is well studied, but there is no really too much agreement about his effect. For example, for the Mack Institute, for the Mack German Institute, formaldehyde is in category 4. It means carcinogenic substances. The New York classifies it as carcinogenic to humans. So, as well as the NTP American Institute classifies it as non-carcinogenic. So there is a quite and actually was started the registration of the session of yesterday's session. So I'm so sorry. And the regulation instead is not so. It's not. There is no agreement on the registry, on the regulation. There is in the European Union. There is some registration just regarded the packaging, and it means the release from packaging, 15 milligrams for kilograms. Otherwise, there is a regulation by EPA, Environmental Protection Agency, 0.2 micrograms for grams of body weight. Instead, the WHO dose is 1.5 to 14 milligrams for grams per day. In other region, there is a strict regulation in China. There is some regulation in other few countries, but actually there is no a really regulation on this compound, neither in the alimentary food, neither for the occupational health, just for the release from the packaging. This part, this section regards the possible detection formaldehyde detection present at the moment. We can see the electrochemical sensor. Yesterday, I had a presentation, a plenary, regarding the state of art of detection of the coupling between HPLC and electrochemical detection, where I reported some information on the different kind of electrochemical detection, potentiometric, amperometric, biosensor, and coulometric array detection. In this case, we have different kind of detection, all based on the sensor, of course. The electrochemical sensor using the working electrode, the counter electrode, the reference electrode, just a classical, traditional profile layout of a sensor. Instead, if we move from left to right, we have different technological increased equipment for determining such compound. The goal is always to analyze this compound in situ, directly on the shuffle of, for example, a supermarket, or directly in the raw air where there is some
person who are working. So the goal is always to have a direct measurements, a direct information on this compound. The biosensor, of course, is very selective, is very specific for this system. It's based on a bioreceptor, which is a biomolecule recognized the analyte target, and there is a transducer that is able to convert the signal into a measurable signal, in an electrochemical signal. After we have an interesting method that we can work by basically a smartphone, a generic smartphone cellular equipped with a camera, photo camera. We have different the different samples. We can see the samples to different samples. We have an image, and we have the three different color: red, green, and blue. And we can have the resolution, of course, reporting the in this case the determination. Nitrogen, Ne2, or oxygen. After there is a chemosensor based on the chemical reaction identified by a sensor. It means a chemosensor. Electric noise is very, very important. In occupational health, is really used this kind of determination, because it's portable, it's very sensitive, very easy, and it shows no problem. And finally, we have another kind of determination with a smartphone. We see by a spectrometry that is able to expose the sample to a radiation, and after we have the radiation reflected, absorbed or generated can be recognized by an easy instrument such as a smartphone. Here we have the different matrices where this kind of sensor were applied. So we can basically the fish, water, in some cases nuts and meat, but very few cases. Instead, there is the indoor air. We see the different. You can see the different. Parameter, analytical parameter studied. The first line represented the traditional methods, HPLC, basically by fluorescent, quindi fluorescence detection. By mass spectrometry, we see that the detection limit is below. We can have 0.27 milligram per kilograms to 0.004 micrograms per liter, so very low detection limit. But also by the electrochemical sensor, we can reach very low detection limit, 5.4 micromoles. The important thing is not have any a determination, because we can do the determination. We are able to do different determination of this compound in different matrices, or in of course in air. It's important to have. I would like to underline we have a regulation, a clear regulation throughout the European community, or European Union at least, but also in the worldwide, because we have to remember that this compound is a carcinogenic compound. The development of sensor make possible to analyze this compound directly in situ, directly when there is a suspect, a problem, and this is the determination is quickly
and it can be performed by portable devices, and these devices can reach high stability and high sensitivity and the high low level of detection. Thank you very much. If you have some question, please. Scopul cercetărilor noastre de a identifica compușii biologic activi care pot fi valorificați din produsele secundare vinicole. Și în acest scop, noi cunoaștem că Republica Moldova este o țară care cultivă vița de vie, strugurii sunt folosiți, aplicați pentru producerea vinului și a sucurilor, iar produsele secundare vinicole nu sunt pe deplin valorizate, exploatate. Noi am analizat, am obținut din semințele strugurilor fetească neagră, cultivate în Nisporeni, Hâncești și Speia, am obținut extracte lipofile și hidrofile și am analizat spectrofotometric conținutul de compuș biologic activ în aceste extracte. După cum am observat noi, deci așa, am obținut extracte lipofile cu solvent organic din semințele spălate, uscate la temperatură 60 de grade și în continuare măcinate, degresate, au fost extrase cu hexan. Am obținut ulei, am analizat conținutul de carotenoizi în ulei și de polifenol. Am observat că în semințele din fetească neagră, din nisporeni și din speia se conține o cantitate mai mare de carotenoizi, chiar comparativ cu alte uleiuri de struguri. Iată aici avem pe diagramă cu albastru. În uleiul din semințele din Hâncești, fetească neagră Hâncești, se conțin mai multe derivați de clorofilă, dar totuși și aici se conțin carotenoizi. Polifenol, conținutul de polifenol în aceste uleiuri este redus, undeva 0,3-0,05%. Din semințele fetească neagră, la fel au fost obținute extracte hidrofile, după metoda cunoscută, clasică, cu solvent alcool etilic 60% la ultrasunet. Este interesant faptul că noi am obținut două tipuri de extracte. Primul din semințe separate din tescovină uscate și al doilea tip din semințe spălate și degresate. Deci din acelea din care am obținut, deja a fost extras uleiul. Și am denumit așa extract 1 din semințe nedegresate și extractul 2 din semințe degresate, să fie așa mai simplu și mai clar. Și în aceste extracte, la fel, am determinat conținutul total de polifenol, flavonoide, am determinat activitățile oxidante la toate extractele și am observat că spălarea și degresarea semințelor a condus la micșorarea conținutului de flavonoide în extracte. Iată, pe această diagramă se observă că conținutul total de flavonoide în semințele spălate și degresate este mai redus și probabil explicația este că la procedura asta spălare-degresare se elimină stratul protector de tanine de pe suprafața semințelor. Activitatea antioxidantă a extractelor hidrofile este cu mult mai mare decât a uleiurilor. Este cuprinsă, deci toate cele trei tipuri de extracte hidrofile au cam aceeași activitate antioxidantă, undeva în jur de 93-94% este inhibat radicalul liber de PPH. În rezultat, concluzia a fost că semințele de struguri
Cunoaștem cu toții că sunt surse valoroase de substanțe biologic active, de fitonutrienți, și aceștia pot fi recuperați și incorporați în diferite suplimente și în alimente pentru a le mări valoarea funcțională. Deci aceasta este informația care, dacă mai observați, deci este poate scris și mai mult, eu am vorbit mai puțin și am spus așa mai concis, mai scurt. Și ca concluzie, doamna Gurev, ne puteți face anumite recomandări referitor la partea asta cu utilizarea uleiului din semințe de struguri? Da, desigur, pot să fac așa recomandări. Din ce am cercetat noi pe parcurs, am mai văzut care uleiuri conțin mai multe substanțe biologice active. Iată, am procurat ulei din comerț de struguri, ulei de struguri unde era scris că este nerafinat. Și în comparație, uitați-vă, noi am obținut ulei cu hexan. Nu l-am presat la rece, când am avut condiții la noi în Universitatea Tehnică, dar l-am extras cu hexan la rece, la temperatura camerei. Și ne-am străduit când distilăm solventul, da, el se distilează până la 60 de grade oricum. Ne-am străduit să nu încălzim, să nu acționăm cu temperaturi mari și observați că uleiurile care le-am obținut noi, iată primele trei, chiar și culorile mai intense ne spun că conțin mai mulți compuși biologic activ decât uleiul celălalt din comerț. Concluzia a fost că uleiurile care se obțin la noi din semințe, semințele probabil sunt spălate și sunt uscate la temperaturi foarte mari, ceea ce sporește clar lucru randamentul uleiului, se obține mai mult ulei, însă calitatea lui, cu părere de rău, scade. Este mai joasă. Da, mulțumim. Tema prezentării noastre este aprecierea ecologică a cernoziomului tipic. Deci această apreciere conține determinarea sănătății solului, ceea ce este o direcție sau o abordare nouă în prezent aceste întrebări. Și în toată lumea au început în prezent aprecierea mediului cu includerea și acestui element al sănătății, deci al biotei din acest mediu. Deci scopul cercetării noastre a fost studiul comparativ al stării de sănătate a cernoziomului tipic din Republica Moldova, care a fost folosit în agricultură de multă vreme. Deci problema aceasta noi ne-am propus să o rezolvăm prin determinarea indicelor conținutului de humus și carbonului organic, conținutului de nutrienți de bază, azot, fosfor, caliu, conținutul de carbon microbian și a numărului de microorganisme supresoare, ca indicator integral cel mai des utilizat în răspunsul microbian al solului la efectele antropice. Deci aceste cercetări le-am efectuat în asolamente, furajere, de la staționarul de câmp al Academiei de Științe Biotron, deci în varianta pără îngrășăminte, în varianta fond mineral și fond organic. Deci, după cum observați din figurile noastre, deci indicatorii de sănătate a solului au relevat că componentele sale, organică, minerală și materia vie, au suferit transformări semnificative. Astfel, în ceea ce privește carbonul activ, majoritatea solurilor studiate au fost caracterizate ca soluri cu sănătate precară, iar numai solul fertilizat cu îngrășăminte organice
manifestă o tendință de apropiere a solurilor cu sănătate medie. Cernoziomul studiat conține mai multe ciuperci fitopatogene din genul Fusarium decât reprezentanți ai ciupercilor supresoare ale genului Trichoderma. Și numai în variantele cu îngrășămintele organice, numărul acesta crește. Adică pe măsură ce materia organică din sol scade și diversitatea acestor ciuperci microscopice de asemenea devine mai scundă. Deci, în ceea ce privește asigurarea cernoziomului cu nutrienți, deci acesta nu satisface rapoartele proporționale care caracterizează combinarea acestora în ceea ce privește conținutul de humus. Au fost înregistrate doar valori ale celor mai mici intervale ale conținutului de carbon organic din compoziția humusului, iar din cantitatea necesară de azot au fost determinate cel mult 10%. Vorbind despre formele mobile ale fosforului și cele accesibile ale potasiului, putem spune că, deși în solurile noastre aceste forme se conțin din abundență, deci formele accesibile pentru plante sunt nesatisfăcătoare. Deci, reieșind din rezultatele pe care noi le-am primit, putem spune că sănătatea solurilor, în majoritatea cazurilor, este precară și chiar și aplicarea fertilizanților nu rezolvă această întrebare. Vreau să spun că încă cu 2500 ani în urmă, părintele medicinii Hipocrat a spus că când apreciem proprietățile solului și nu luăm în considerație criteriile lui de sănătate, având în vedere numai productivitatea maximă și plus valoare pe care o obținem, aceasta este o abordare greșită, deoarece ignorând locul biologic al solului, deci noi de fapt ignorăm și sănătatea oamenilor, deoarece sănătatea oamenilor este în relație direct proporțională cu sănătatea solului. Deci, deoarece concluziile au fost expuse pe parcurs, nu o să mă opresc la ele. Dacă sunt întrebări, vă mulțumesc de atenție, sunt gata să răspund. Eu am o întrebare, nu știu dacă ține de competența dumneavoastră, dar mi-e interesant personal. Da. Cum influențează microbiota din sol aratul din toamnă și la adânc sfii, la adâncime? Știți cum se arată tot timpul? După cum știți dumneavoastră, adică dumneavoastră nu cunoașteți, de ce acum este o tendință în agricultură ca solul să fie cât mai puțin arat. Da, da, anume de asta mi-e și interesant. Deoarece se întețesc procesele acestea oxidoreducătoare, are loc uscarea lui, scăderea conținutului de umiditate și toată biota aceasta a solului, să zicem așa, se află într-o stare de stres. De exemplu, în stare normală, microorganismele sunt absorbite pe suprafața particelelor de sol. Deci, însă atunci când ele sunt active, deci ele ca și cum se îndepărtează de această particulă de sol pentru a-și manifesta activitatea sa. Păi atunci când am efectuat cercetări microscopice asupra faptului cum sunt localizate aceste microorganisme, am stabilit că cel mai des ele sunt
strâns absorbite pe suprafața particulelor de sol sau sunt în conglomerate de 4-5 celule și foarte puține sunt celule unitare, ceea ce ne vorbește despre faptul că ele sunt în stare de stres și nu pot manifesta o activitate oarecare. Deci și această arătură, atât de primăvară cât și de toamnă, puternică, deci am în vedere la care crește adâncimea, influențează nefavorabil asupra biotei solului. Și acum cercetătorii din lumea întreagă, deoarece acest proces de degumificare a cuprins întregul glob și în Republica Moldova, cernuziomurile noastre, care sunt mândria țării noastre și care sunt speranța țării noastre, au circa 2/3 din suprafețele sale cu bilanțul negativ al humusului. De aceea noi trebuie să mergem spre aceea ca nu numai să scădem din adâncimea arăturii, dar să mergem la aceea ca să însămânțăm pe terenuri nearate. Foarte interesant, mulțumesc, că asta trebuie de explicat la toți agricultorii noștri, pentru că e tot continuu. Da. Vreau să mulțumesc. Vă spun că însuși această idee cu sănătatea solului, acesta și-a fost scopul meu, ca să cuprindă un cerc mai larg de ascultători, ca să... cum să spun asta, așa, ca să aibă priză la ascultători, ca cât mai mulți oameni să înțeleagă că este necesar nu ca să hrănim plantele prin fertilizanții aceștia și prin arăturile acestea, dar noi principală atenție trebuie să o avem asupra solului, că dacă solul nostru nu va fi sănătos, atunci roadele noastre nu numai că vor scădea, va scădea foarte mult și calitatea lor, și de la aceasta va scădea și sănătatea populației noastre. Da, mulțumesc. My poster is about the impact of tomatin biologic activity compound on the process of alcoholic fermentation of cereal biomass. The quantity of agriculture waste has been rising rapidly all over the world. Many studies has revealed that fruits and vegetables are the main sources of bioactive compounds. In most cases, wastes and byproducts generated by the food processing industry present similar or higher content of antioxidant compounds. Moreover, there is an increasing interest in finding new ways for their processing towards safely upgrading these wastes for recovering high-valued added products with a sustainable approach. Among food waste, the abundance of bioactive compounds in byproducts derived from tomato suggested possibility of utilizing them as a low-cost sources of antioxidants as functional ingredients. The solid residue remaining after the industrial processing of tomatoes, tomato pomace consisting of large amounts of tomato peels and seeds that currently find use in animal feed or fertilizer or sent to landfill. However, it is still rich in important antioxidants present in the ripped tomato. In this line, numerous approaches have been proposed for valorization of unused parts of tomato in various sectors. In the past, people added these byproducts as compost to the soil for agricultural purpose, this was allowing the recycling of nutrients. Today, instead, because of the huge increase in the accumulation of large amounts of waste matter, reducing waste is among the efforts to relieve the pressure on natural resources and move toward more sustainable food system.
The aim of our research is to study the influence of biocatalysis on the kinetic and mechanism of alcoholic fermentation processes of cereal biomass. In the presence of tomatin, biologic activity compound as a biologic active substance. In this sense, in order to streamline the process of alcoholic fermentation of cereal biomass, the process was stimulated by introducing the biologic active substance tomatin into fermented mixture. The biomass used was the waste from ethyl alcohol production Garma Group company. The testing of tomatin biologic activity compound was performed in order to explore possible activating or inhibition effect on the alcoholic fermentation process. The technological tests were performed using the experimental laboratory installation within the Oenological Research Center, Faculty of Food Technology of Technical University of Moldova. The biomass mixture was subjected to alcoholic fermentation under mesophilic condition. The biocatalyzed tomatin was dissolved in methanol, 0.3%, and concentration of 0.00015 millimol per liter. In table 1, we can see the characteristic of Borchardt and mast filtered that we use. According to the graph, the use of tomatin at concentration of 0.00015 millimol liter is the most efficient method for acceleration biochemical process because the volume of gas was the volume of gas was 13.7% higher than in the case of betulinol and isotinium biologic activity substances. From the experimental results, we can observe the influence of biocatalysis of biochemical on biochemical processes. The stimulating effect of aerobic fermentation process of the mixture in the presence of biologic activity substance tomatin was followed. The principle of stimulation and intensification of the biochemical fermentation process may be due to the oxidation reducing properties of tomatin. So an intensification of the process is observed in the case of concentration of 0.00015 millimol per liter. So we can say that the increase of the added biocatalysis concentration is not rational. Thank you for the attention. Eu am o întrebare. Da. Da. De unde ați obținut tomatina? Tomatina este sintetizată de către Institutul de Chimie, deci deoarece cercetarea este efectuată sub în colaborare, adică și cu Institutul de Chimie, de acolo am luat tomatina, dumnealor mi-au oferit. Această substanță este o glicozidă steroidică care nu se sintetizează, dar se extrage din semințe de tomate. Corect? Așa. Și deci nu pot să afirm cu multă încredere, dar știu că are o acțiune de inhibare a multor organisme, microorganisme.
Da, noi am pornit de la ideea că, într-adevăr, tomatinul va avea un efect inhibitor, însă după rezultatele obținute am observat că, deoarece noi am efectuat cercetarea în paralel și cu aescinium și cu betulinolul, tomatinul s-a adeverit a avut un efect din contra stimulator a procesului de fermentare alcoolică. Mulțumesc. Deci în acest studiu noi am încercat să substituim agenți de oxidare în fabricarea produselor făinoase, în special pastelor făinoase. Noi am încercat să substituim agenți de oxidare ca azot de carbonamide, peroxid de calciu, acid ascorbic de sinteză cu substanțe ce se conțin în pudre din aronia și măcieș și am încercat să studiem proprietățile reologice ale aluatului din care se fac paste făinoase în funcție de adauzul vegetal adăugat. Deci noi am utilizat pulberea de măcieș și aronia în concentrație 1,5% față de masă făinii de grâu. Am realizat cercetările pe anumite direcții sau pe câteva direcții. Deci am determinat indicii fizico-chimici și argonoleptici ai făinii de grâu și a pulberii de măcieș și a aronie pentru a vedea anume care substanțe chimice pot influența asupra proprietăților reologice ale aluatului pentru paste făinoase. De asemenea, s-a studiat compoziția chimică a pulberilor vegetale, în special conținutul de zahăr, grăsimi, amidon, conținutul de fibre alimentare. S-a studiat valoarea biologică a pulberilor utilizate, în special conținutul total de polifenoli, antocieni, conținutul de carotinoide s-a realizat identificarea profilului individual ale polifenolilor, antocienilor, carotinoidilor prin metoda HPLC. Deoarece asupra calității glutenului influențează și prezența acizilor organici, deci s-a determinat cantitatea acizilor organici prin metoda electroforeză capilară. Deci comportarea reologică a proprietăților empirice ale aluatului s-a realizat cu ajutorul aparatului alveograf. De asemenea, s-a făcut analiza matematică a datelor obținute prin analiza de sensibilitate a indicilor Sobol de ordinul 1 pentru a vedea cum adaosul vegetal poate influența asupra parametrul reologic ale aluatului. Deci, dacă vorbim despre proprietățile reologice ale aluatului, deci s-a studiat presiune, deci s-a studiat anumiți parametri ca presiunea maximă, s-a studiat indice de gonflare, raportul dintre presiunea maximă și elasticitate. Deci s-a constatat că influența aroniei asupra proprietăților reologice este mai pronunțată decât în cazul pulberii de măcieș. Aceasta poate sau se datorează probabil prezenții pictinilor care formează o carcasă puternică cu grupări metoxil hidrofobe și interacționează cu grupările NH3, adică cu
grupările de de amiac, da? Cu substanțele proteice, deci prezența pectinii într-adevăr contribuie la îmbunătățirea proprietăților structurale și mecanice ale aluatului. De asemenea, s-a demonstrat că prezența acizilor organice, așa ca acid citric, malic, succinic, lactic, influențează asupra proprietăților reologice, iar analiza desensibilă a demonstrat că aronia poate avea o influență mai semnificativă asupra proprietăților reologice decât pulbere de măcieș. Deci în lucrarea dată s-a încercat de a mări randamentul de extracție compușilor biologic activ, în special substanțelor tanante, din semințe de struguri roșii. Deci s-a cercetat influența parametrilor câmpului electric pulsator ca numărul de impulsuri, tensiunea electrică și durata de aplicare concomitent cu temperatura de extracție asupra conținutului dentaninuri și activității antioxidante în extractele din semințe de struguri, extracte etanolice, unde concentrația etanolului a fost 60%. Deci s-a demonstrat că parametrii câmpului electric pulsator, în special tensiunea, influențează semnificativ asupra ratei de extracție a taninurilor. Aceasta se datorează permeabilității crescute a membranelor celulare. În raport cu tensiunea câmpului electric, numărul de impulsuri are o influență mai mică asupra randamentului de extracție taninurilor, dar influența concomitentă a temperaturii și a parametrilor câmpului electric pulsator, deci apare așa un efect sinergic care influențează pozitiv asupra randamentului de taninuri, adică conduce la creșterea extracției taninurilor. S-a demonstrat că ca la temperatura de 65 grade Celsius, în prezența câmpului electric pulsatoriu, când tensiunea electrică a fost 165 volts, iar numărul de impulsuri 900, deci randamentul taninurilor a crescut de 2,45 ori în comparație cu metoda convențională de extracție, adică fără aplicarea câmpului electric pulsatoriu. Dacă vorbim despre activitatea antioxidantă, deci extractele au activitatea antioxidantă ridicată, care variază între 80,13 și 92,7% de PPH inhibat. Există o corelație directă dintre conținutul de taninuri și activitatea antioxidantă, care constituie 0,93, adică anume compuși polifenolici contribuie asupra activității antioxidante a extractelor din semințe de struguri. De asemenea, s-a identificat și anume care compuși fenolici au fost extrași din semințe de struguri. Deci s-a constatat prezența a 10 compuși fenolici, în special vanilină, resveratrol, quercetină, acizi cinamici, p-hidroxibenzoici și altele. În
În cantități predominante s-a determinat acidul vanilic, cafeic și acidul galic. Deci, analiza aceasta a compoziției chimice a extractelor a demonstrat că valoarea biologică ridicată a extractelor obținute din semințe de struguri. De asemenea, a fost analizată influența parametrilor de extracție asupra conținutului de taninuri și activității antioxidante prin aplicarea analizei de sensibilitate prin indice Sobel de ordin 1. S-a demonstrat că temperatura are cea mai mare influență asupra conținutului de taninuri și activității antioxidante în raport cu parametrii PEF. De asemenea, s-a demonstrat că la temperatură reduse, adică la temperatura de 30 de grade Celsius, efectul sinergetic dintre temperatura, numărul de impulsuri și tensiunea câmpului electric este mai pronunțată asupra, deci este o influență mai pronunțată asupra conținutului de taninuri decât la temperatura de 65 grade Celsius. Deci aș vrea să finalizez că tehnologia de aplicare a extracției prin utilizarea câmpului electric pulsatoriu, deci prezintă o alternativă promițătoare pentru a extrage compuși biologic activ din semințe de struguri în raport cu metoda convențională de extracție. Vă mulțumesc pentru atenție. Da, mulțumim, doamna Mașano. E o mică precizare la dumneavoastră. Respectiv, aceste studii care le-ați făcut cu literatura de specialitate sunt în corespundere sau aveți ceva, o noutate, adică ceva nou în partea asta cu câmp electric? A pulsatoriu? Pulsatoriu. Da, 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 da. Deci noi am analizat, deci este datele în literatură de specialitate, noi am comparat, deci datele noastre sunt în corespundere cu rezultatele din literatură de specialitate. Dar vedeți cum acolo, de exemplu, s-a dat conținutul total de polifenol. Noi ne-am oprit anume pe taninuri și acolo a fost, de exemplu, tescovina de struguri, aici noi numai pe semințe de struguri. Deci este o deviere rezultatelor, dar ordinea cifrelor este aceeași. Adică noi mergem pravilnim putem, dragii tăi. Am înțeles. Și cumva la nivel aplicativ, puteți să ne spuneți dacă este așa instalații sau doar sunt la nivel de cercetare? Aceasta este instalație de laborator unde noi am putut să facem pentru cantități foarte mici. Apropo, noi am privitat deci, metoda aceasta de obținere a extractelor din semințe de struguri, noi am privitat. Deci este un privit de invenție. Da, adică rămân cei interesați din țări care sunt așa mai anticipați la ideea de valorificare să aplice în practică ce dumneavoastră ați realizat la scară așa mai redusă. Da, deci rămâne de implementat și de elaborat așa o instalație, de exemplu, la nivel industrial. Da. Că eu tot când am avut unele studii referitor la elaborarea acei monografii la masterat, tot am studiat. Adică am văzut că, practic, metoda dată se limitează doar la cercetări de laborator, echipamente așa la nivel industrial nu sunt, cu toate că ar fi un pas important că și dumneavoastră și alte studii prezintă rezultate foarte bune în această aplicare. Da, aveți dreptate, Ecaterina, dar problema este între aceea că toate aceste instalații necesită investiri foarte mari, ceea ce la moment întreprinderile noastre de viticultură și vinificație nu au posibilitate. De aceea și noi lucrăm asupra obținerii extractelor anume prin metoda convențională, solid-lichid,
cu agitator și obținerea extractelor. Da, aceasta este mai, subiecte mai departe, dacă... da, aceasta este puțin de mai lungă durată, dar este mult mai ieftin raport cu alte metode de extracție, cum aplicarea microundelor, ultrasunetelor sau câmpul electropulsatoriu. Bine, da, am înțeles, mulțumim. Da, și eu vă mulțumesc. Tema mea se numește, articolul de fapt, se numește acidifiantul de mere ca o sursă de aciditate naturală. Ca introducere pot să zic că în Republica Moldova mărul este specia pomicului predominantă, care revine 60-70% din producția de fructe. Și un nicio loc... problemă, dragă. Facem prezentarea posterului. Sortimentul acestor fructe este foarte important și este un produs strategic, mai ales Sfii, pentru zonul Republicii. Doamna Moșanu, vă rog mult microfonul că vă auzim și noi. Deci, sortimentul merilor este foarte bogat la noi în Republică și este un produs strategic anume pentru zona de nord, dar nu numai, unde se află cel mai multe plantații. În timpul dezvoltării, la zilele 40-45 de la fenofaza înflorirea deplină a pomilor, au loc căderile fiziologice acestor fructe, încă necoapte, iar în zilele 50-65 se efectuează reglarea încărcăturii de rod pe pom sau, cum se mai zice în popor, răritul fructelor. Operațiunea dată are loc în reducerea semnificativă a încărcăturii pomilor, pentru a crește dimensiunea fructelor. Aceasta este necesară pentru a minimaliza concurența de asimilări între fructe și ca într-un final mărimea fructelor și calitatea să fie comercializabilă. Actualmente, sănătatea și alimentația sănătoasă devine tot mai populară și necesară la nivel mondial, și se discută pe larg în privința aditivelor alimentari, care în majoritate sunt de proveniență chimică. În industria alimentară există necesitate și nu sunt cunoscuți suficienți acidifianți de origine naturală. Pentru aceasta s-a propus să fie aceste mere imaturi, care se obțin la căderile fiziologice și în urma răritului, să fie valorificate. Deci, au fost obținute... Deci, din aceste mere au fost obținute acidifianți de mere. Am uitat să spun că au fost luate 4 soiuri de perspectivă în cercetare: Coridana, Golden Resistant, Ravenna și Reglindis. Acestea toate au fost colectate de pe loturile experimentale a Institutului de Horticultură Științifico-Practic și de Tehnologie Alimentare. Fructele au fost colectate în zilele 45, 58, 71, 84 și 97 după înflorirea deplină. A fost determinată aciditatea tetrabilă și conținutul acizilor malic și citric prin metoda electroforezii capilare. Conform studiului bibliografic, deja se cunoaște că predominanți sunt acizii malic, în majoritate, până la 70-90% și acidul citric, până la 15-20% maxim procente. Deci putem vedea pe, din figuri că conținutul acizilor malici variază în aceste acidifianți obținut de la 13, de la 16 aproximativ până la, mă scuzați, de la 9 până la 16 aproape gram pe decimetru cub și respectiv conținutul acidului citric de la 1 și 68 până la aproximativ 3.
Aciditatea titrabilă în mediu a scăzut de la aproximativ 29,5 grame pe decimetru cub la 12. Toate tipurile de acidifianță au conținut o concentrație relativ mare de acid malic și citric, reprezentând acidul malic 71-81% și acidul citric 8-15% aproximativ. Am uitat să spun că valorificarea acestor fructe de mere totodată reprezintă și un beneficiu ecologic pentru aer, sol și s-a demonstrat deja conținutul de acizi organici în acidifianți din merele studiate este semnificativ și acestea pot suplini necesarul de acidifianț natural în industria alimentară, în special în conservarea fructelor și legumelor, substituind acizii din rețete și astfel poate fi ameliorată valoarea nutritivă a alimentelor totodată. Parcă atât. În bază la acesta a fost obținut brevet de invenție, producerea acidifianților din mere. Mulțumim, doamna Crucirescu. Eu aș avea o mică precizare la dumneavoastră. Actualmente, ce se întâmplă? Adică, pe lângă ideea că dumneavoastră ați propus valorificarea acestor mere necoapte, așa cum am înțeles eu, pentru a obține niște acidifianți naturali, ce se întâmplă la etapa actuală sau ce se face merele? Cu merele necoapte? Da. Pur și simplu se aruncă, se lasă la sol sau se prelucrează pentru ca fertilizant. Unele gospodării doar iau pentru a le da ca hrană la animale. Dar adică în general este de furaj, da? Da. Dar foarte puține asta sunt persoane fizice. La momentul dat se lasă la sol ca deșeu. Ceea ce nu este bine, nici pentru, fiindcă degradarea anaerobă acestor mere ne provoacă scăderea calității solului, degajarea gazelor cu efect de seră și nu este bine pentru ecologie într-un final. De ce să nu le valorificăm? Mai ales că, adică, vedeți, dumneavoastră ați enumerat niște factori, mai mult partea asta de protecția mediului, dar concomitent ați enumerat acele beneficii care ar fi în cazul când simplu extragem acei edifianți și simplu, ulterior, administrându-i în procesele industriale, nu mai avem acele efecte care, practic, la fiecare simpozion sau la fiecare conferință cu tematică de mediu, iarăși sunt puse în discuții și se încearcă această valorificare. Exact. Bine, mulțumim! Cu mare drag, vă mulțumesc! Așa, adică, cumva să încercăm să avem niște produse așa mai cu labelul acela de bio sau frunzulița verde. Sperăm! Da. De la noi trebuie să înceapă schimbarea, adică dumneavoastră ați elaborat tehnologie, deja întreprinderile să fie mai deschise către această metodă sau alte metode și ca rezultat vom avea așa o... Noi încercăm, la nivel experimental deja am făcut unele încercări, produsele foarte bune, foarte minunate. Mai ales având probleme cu tractul gastrointestinal, nu pot mânca produsele conservate cu acest citric, dar acasă le fac deja cu acidifiant. E clar. Vă mulțumesc. Sunt multe persoane care sunt adică mai sensibile la partea asta de conservanți chimici și acidifienții ăștia obținuți pe cale sintetică, adică tot au componența, efectul, dar deja sunt mai mult partea industrializată. Bine, mulțumim!